Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit pe contul meu, Camelia Mezela Strehaia. Prieteni, uitați ce vreme frumoasă. Chiar că suflă vântul, dar este cald. Chiar este foarte cald, o vreme de stat la mânecă scurtă. Deci mi-am scos tombilona azi dimineață, au luat oamenii gunoiul. Am dat cu mătru un pic prin curte, așa ce era mare, ce au adus câinii, oase și gunoaie, că s-au învățat foarte urât să facă. Și noi am spălat acolo niște vase afară, dacă le spăl acum. Sau mai târziu trebuie să pun apă pe raga să încălzesc. Ia uitați-vă! Aici sunt niște pahari. Nu știu ce am astăzi, prieteni, am o stare iurea așa. Foarte iurea și fac treabă să-mi treacă starea. Mi s-a învoit părul în cap pentru că m-am vopsit aseară. Părul meu nu știu de ce, dacă nu-l vopsesc la 3 luni, se rosește așa, se face nașpa. Și cum am eu probleme cu părul, trebuie să-l vopsesc. Chiar că unele persoane zic că nu face bine vopseaua. Ce faci, mă? Băi! Uite, a dobărât fărașul. Așa, să mă văd și eu. Părul ăsta înfoiat. Și nu știu de ce, dar n-am luat vopseaua și eu negru albastru. Eu am luat negru intens și nu-mi place. Prieteni, mă iartă Dumnezeu, eu astăzi nu am mai ținut post. Ține mama. Nu m-am mai ținut că aseară după 12, am stat până târziu, am mâncat o bombonică și ciocolată și n-am mai ținut, iartă Dumnezeu. Țin miercurea care vine și vinerea. Iau astea de aici și unde am prăjit carne. M-am luat aseară o bucățică de carne de porc și am prăjit azi dimineață și cartofi. Prieteni, mă doare măseaua. Foarte rău. Ia uite, nu trebuie să eu am îmbrăcat așa. Am îmbrăcat mai pentru muncă. Prieteni, vreau să vă rog și eu, pe noul meu ăsta, canalul cel nou, ne mai trebuie încă 500 de abonați. Avem 500 și chiar vă mulțumesc din suflet oamenilor care s-au abonat la contul meu, deci chiar le mulțumesc, că dea Dumnezeu multă sănătate, fericire lor și copiilor și la toată familia, că m-ați ajutat. Dar ne mai trebuie încă 500 de abonați și vă rog din suflet să le facem și pe astea. Dacă vreți, desigur, și aveți plăcerea, vă rog din suflet. Și la contul lui mama are vreo 200 până acum. Conturile noastre le aveți la mine pe comunitate, pe contul meu cel vechi, pe Lumina de la Strehaia. Acolo le găsiți. Și haideți, prieteni, vă rugăm în continuare să vă abonați la conturile noastre. Mama este Câmpena Mezela Strehaia, eu Camelia Mezela Strehaia. Și vă spun, unele doamne ne spun de ce mi-a făcut două canale, că... Bine, mă rog. Eu mi-am făcut canalul ăsta, cel nou, pentru că
fiind niște noi reguli la YouTube, eu am niște probleme cu contul meu cel vechi. Și am făcut contul ăsta secundar pentru orice eventualitate. Că, Doamne ferește, rămân fără contul cel vechi. Zic așa, dar nu o să se întâmple. Zic eu. Să luăm pe ăsta. Nu vedeți că în ziua de astăzi tot ce este posibil cu conturile astea? Și de aceea, eu sunt sinceră și v-am zis din ce cauză mi-am făcut un alt cont. Și unele persoane că cerșești nu mă duc la muncă. Așa spunea lui Dănuț. Prieteni, o să merg și la muncă. Unele persoane zic că nu-mi pasă de copii și că fac cont și că copiii le-am donat nu știu cui. Nu le-am donat nimănui. Sunt lângă tata lor. Și dacă persoana, adică cum soția tatălui său a acceptat așa, ce să uită iar mama la mine? Doamne, nu pot să zic nimic. Voi este... Mă, Lumina, o soție, și cum o consideri tu că e soție? Când o avea 30 de ani împreună, 10 ani... Dar de ce trebuie să bași tu vorba asta acum? Nu, că tu zici că nu să nu vorbesc soție. Eu. Păi e soția omului, ce? Păi niciodată noi nu suntem soții, noi suntem cu un milaj. Și eu și cu taică-tău. Pentru că nu suntem legitimi. Stop! Gata. Băi, oameni buni, dragi femei care îmi comentează legătură cu copiii, că am lăsat copiii. Cum să vă fac eu să înțelegeți mai bine? Când văd comentarii, vreau să răspund și zic, băi, nu mai răspund, că n-are rost să răspund, sincer. Pe contul cel vechi care comentează toată lumea. Ziceți că Georgiana are grijă de copii. Băi, oameni buni, s-au luat amândoi. Au știut de la început. El are copiii lui, ea are copiii ei. Îi creștem împreună. Deci oamenii s-au vorbit. Nu că l-am donat eu copilul cuiva. Mă înțelegeți? Că mie, dacă mi se aduce copilul la parte, să zic, băi, crește-l, normal că nu refuz copilul meu, nu? Păi ăștia spun că n-are nimic în cap. Lasă să vorbesc cu toată lumea. Eu am vrut și am răspuns la treaba asta să fie de înțeles. Oamenii care înțeleg bine, care nu înțelegeți, punct. Atât. Nu trebuie eu acum să vă spun pe fiecare zi la persoanele care nu înțelegeți și comentați aiurea și ziceți că nu mă ocup de copii. Nu mă ocup, frate. Ce să fac acum? Dacă știi tu că nu mă ocup, așa e cum zici tu. Ce să mai fac? Mă ocup și eu cu ce pot. Când o să pot mai mult, mă ocup mai mult. Când mă ocup mai puțin, mă ocup mai puțin pentru că atât a dat Dumnezeu. Dacă atât dă Dumnezeu, nu putem să facem noi mai mult. Mă înțelegeți? Dacă mie mi-este scris să mor mâine, mor mâine, că așa a fost scris. Noi avem răbdare. Și Dumnezeu decide ce să alege. Noi avem răbdare. Că comentați unii care, nu știu. Bun, am zis așa la comentarii, unele comentarii, pentru că am vrut să se înțeleagă odată pentru totdeauna. Da, dacă nu se înțelege, înseamnă că nu se înțelege, că persoana care nu înțelege, n-am ce să fac. Dacă faci așa, de ce ai făcut așa? Da. Dacă vă spun și zic acum altă treabă. Dacă o să mă mărit mâine, că de ce m-am măritat, am lăsat iar copiii? Dar dacă o să fac chestia aia, că de ce am făcut chestia aia iar așa? Trebuie să-l aștept pe un făs frumos. Prieteni, eu am mai spus-o. Domnul Șurusă. Nu putem să trăim după cum vă lume. Mă înțelegeți? Nu există așa ceva. Pentru că nici altă lume nu trăiește ca așa vreau eu. Fiecare are soarta lui, fiecare om are cum i s-a scris de la Dumnezeu, fiecare om are greșelile lui, fiecare om are, cum să zic eu,
Fiecare om are în felul lui, nimeni e perfect. Prieteni, ce să vă mai zic, că pe contul ăsta nu merge să pun minute multe. Am încercat eu să pun în loc de 20 de minute și nu s-a putut. Nu știu de ce. Și pun vloguri mai mici. Și haideți, prieteni, vă rog din suflet, oamenii care mă apreciați așa cum sunt, cu greșeli și fără greșeli. Așa cum sunt eu și mă apreciați sau vă place de mine, lasă-mă să termin, vă place de mine, vă rog să vă abonați în continuare. Așa cum sunt eu, cum zic unii că am părăsit copiii. Asta sunt prieteni. Dar pe aia, lasă-mă un pic. Fac altul vlog, să închei vlogul. Pe aia nu le condamnați, că și alții a lăsat copiii. Băi, oamenii care vorbești că am lăsat copiii, treaba e că mi-am expus viața public. Femeile care fac acea situație ca și unii și ca nori, nu se știe. Mă, oameni buni, alții care a spart familii. Gata, mă, te rog eu. La alții nu vă uitați. Dar pe ea le apreciați pe ea. Vezi, domne, că asta pe din coace, dar pe alții nu vezi că ai intrat în familia oamenilor. Nu trebuie să spui vorba asta. O spun, știi de ce o spun? Da, dar ți-l-am spus. Mă doare măseaua, îmi cer scuze pentru ea. Nu e vorba că mă doare măseaua, dacă mă doare grupă, n-ai văzut cum e. Ieri am fost la urgență că aveam tensiune, da? Uh-huh. Astăzi, uite, mă duc că mă doare măseaua. Nu să știi ce rezolvă timpul. Și ai tu că mă doare pe mine măsaua? Te-ai dus cu mine pentru tensiune, nu? Cam atât, prieteni, revenim pe canalul altul și acolo vorbim 2 ore. Cam atât. Vă rog din suflet să vă abonați în continuare la canalul meu. Vă arăt și eu ce pot. Vloguri mai frumoase, nefrumoase. Așa este, prieteni. Și cu rele și cu bune. Așa că vă doresc o zi plăcută și toate cele bune și vă doresc o... multă sănătate și fericire, prieteni, la oamenii care s-au abonat. Vă pup, pa, pa.